Avem astăzi fericită ocazie să fim alături de o mare doamnă a folclorului românesc. După părerea mea, cred că la ora actuală cea mai în formă voce feminină a Ardealului, Mariana Anghel. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat se numește de fapt proiectul vostru comun cu Ionuț Pulea, un spectacol de cântec religios, secundat de corul dirijat de interpretul Traian Stoiță și acompaniați de orchestra Cantores. Maestrului Petrișor Varga. Da. Spectacol prezentat de maestru Dorel Vișanu, regitor actor. Da, de fapt nu-i prezentat de nimeni concertul, așa. Este într-o formă inedită. Am conceput acest concert în urmă cu 7 ani. Iată, avem 7 ani de concerte pe tot... Cei șapte ani. Pe parcursul mai multor zone ale țării noastre. Inițial am pornit în Ardeal și apoi ne-am extins pe Moldova, pe Oltenia, pentru că fenomenul acesta de pricezne... Este de fapt tot folclor, tot o creație a poporului, da, nu? Da, este o creație religioasă. Da. Dar am pornit cu acest proiect mai mult în Ardeal, pentru că aici oamenii înțeleg priceazna și sunt obișnuiți, au crescut cu priceazna. Iar pentru alte zone era ceva deosebit, era ceva ce nu cunoșteau. Dar am reușit în acești ani să promovăm priceazna în toată țara și să creăm un fel de curent, adică solist care nu cântă pricezne, e ca și cum n-ar fi solist. Toată lumea cântă pricezne acum și mă bucur din suflet. Pentru că noi românii avem nevoie de rugăciuni cântate, avem nevoie de să ne unim sufletele în concertele, așa cum facem noi în aceste concerte. Deci, așa cum spuneam, am pornit acum 7 ani împreună cu actorul Dorel Vișan. Ionuț a venit pe parcurs, nu? Da, după primul an am considerat că e nevoie și de o voce bărbătească să cânte pricezne și astfel ne-am completat foarte bine. Iar și fratele tău face parte din această echipă. Da, păi și fratele meu și fratele lui Ionuț, pentru că fratele meu are intervenții pe parcursul concertului, intervenții la toacă, avem o toacă pe scenă făcută de tatăl meu care este tâmplar și a făcut o toacă care se montează și se demontează. Așa, iar Ionuț Fulea are alături, a adus în acest proiect pe fratele său, care face sonorizarea și astfel ne creează un confort extraordinar, pentru că știm că toate momentele au o sonorizare deosebită, el știe toate intervențiile, știe absolut orice trebuie făcut. Iar ceva foarte interesant este că nu doar cei din sală trăiesc această poveste pe care noi am creat-o pe care eu am creat de la intrarea lui Iisus în Ierusalim până la înviere. Oare și cum mi-ai anticipat, vreau să spun întrebarea, cum recetează publicul acest proiect, acest spectacol? De fapt, o treabă foarte interesantă, ați reușit să aduceți cântecul religios de acolo din biserică pe scenă și să-l combinați cu instrumente. Da. O altă coloratură, o altă cu ceva frumos și inedit. Întotdeauna, când eram mică și ascultam în biserică cântându-se pricezne, aveam o emoție specială și îmi dădeam seama că emoția aia doar atunci era. Apoi, mai târziu, când am început și eu să cânt pricezne, mi-am dat seama că oamenii toți au nevoie de cântecele astea și că punerea în scenă a acestui proiect cu rugăciuni cântate, așa cum îmi place mie să le spun, acest proiect are o semnătate deosebită pentru că oamenii toți au nevoie și de momentele astea pentru a se pregăti în perioadele astea, de exemplu în postul Paștelui sau în postul Adormirii Maicii Domnului sau, eu știu, postul Crăciunului, pentru că noi avem formatul ăsta de concert pe mai multe teme. Un scurt mesaj pentru
care sunt catolică, n-ar atât de Sâmbișoara, cum anunțați de sărbătoare. Să vă dea Bunul Dumnezeu multă, multă sănătate, tot binele din lume, iar Sfintele Sărbători să vă găsească cu pace, cu bucurie, alături de toți cei dragi acasă. Doamne ajută! Dumnezeu să dea ca pe mai departe să duci cu cinste pentru cu popular românesc, să rămâi aceeași prezență fermecătoare pentru publicul nostru. Mulțumesc din suflet, mulțumesc pentru urări. Și mă bucur din suflet că ai mijlocit să pot transmite un mesaj, să pot transmite din ceea ce să cunoască oamenii acest proiect prin intermediul televiziunii Târnava TV.